Haideți să vedem acum niște probleme cu text pe care trebuie să le rezolvăm folosind operații algebrice. În primul rând trebuie să citim textul cu foarte mare atenție. Bun, la exercițiu 1. Ne cere să aflăm dublul câtului. Dublul înseamnă că trebuie să mulțim cu 2 pe cineva. Dublul câtului. Câtului înseamnă că va trebui să facem o împărțire cât înseamnă împărțire. Dintre cine? Diferența numerelor 250 și 50. Și acum pun paranteze. Deci îl împart diferența dintre 250 și 50. Deci mai trebuie să fac această împărțire. Înseamnă că eu parantez acest calcul. Și îl împart la suma numerelor a doua paranteză 38 plus 62. Voi folosi paranteze pentru că altfel ar trebui să fac mai întâi împărțirea în acest moment. Știu că mai întâi trebuie să fac acest calcul din paranteze. Și totul pun în paranteză dreaptă pentru că îmi spune dublul câtului. Deci voi calcula acest cât. Și am scris deci textul într-o formă algebrică. Desigur că acum fac după regulile pe care le știm deja. Mai întâi desfințesc parantezele rotunde din paranteza dreaptă, care la rândul ei, când nu mai are paranteze rotunde înăuntul ei, se va transforma ia paranteza dreaptă, în paranteză rotundă. Deci, o scriu mai întâi dreaptă și văd dacă rămân cu rotunde. 250-50-200 împărțit la, calculez în paranteza a doua rotundă, 38 cu 62, 2 cu 8, 0, țin minte 1, 6 cu 3, 9 și cu 1, 10. Vedeți aici, dacă o scriu dreaptă, văd, de fiată mă uit, mai e nevoie de dreaptă, mai are paranteza dreaptă, paranteze rotunde înăuntul ei? Nu. Și atunci vin și șterg și le voi pune rotunde.